prin slăbirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Construirea Bisericii Sfântul Andrei din cartierul Aluniș a început în toamna anului 2008 cu binecuvântarea preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Îi felicit pe acești locuitori ai parohiei Sfântul Ghelase și Sfântul Andrei din zona Anelea municipiului nostru, pentru că astăzi, la sărbă, de acum încolo, vor avea Sfânta Liturghie și zic că de astăzi vor putea să se roage împreună, fiindcă am binecuvântat această biserică împreună cu preasfințitul episcop Siluan. Am participat împreună cu preasfințitul părinte episcop Nicodim la binecuvântarea acestei slujiri acum înaintea sărbătorii Sfintelor Paști, pentru că părintele și credincioșii și-au dorit foarte mult să poată deja intra în biserică chiar înainte de a fi ea terminată. Ridicarea Sfântului Lăcaș a reprezentat o necesitate. Odată cu extinderea orașului în partea de nord-vest, unde s-au construit în ultimii 7 ani mai multe blocuri anele și a prins viață un întreg cartier de case. Mi se pare că e o finalizare fericită pentru că e o zonă populată, mulți enoria și era necesară o biserică în apropiere. Mie îmi place foarte mult biserica asta și îl felicit pe preot că a făcut-o lângă casa mea și am văzut-o într-una cum crește și de-aia îmi place. Până acum, părintele paroh George Zmeu a primit sprijin material de la locuitorii din zonă și de la alți oameni cu suflet mare. În ciuda cheltuielilor mari și a crizei financiare, părintele paroh este încrezător că totul va fi dus la bun sfârșit. Este momentul marcant din viața acestei tinere parohii, pentru că de astăzi se pot oficia ca în orice biserică sfintele slujbe rânduite a se săvârși în biserica noastră creștin-ortodoxă. Biserica Sfântul Apostol Andrei din Turnu Severin se numără printre puținele lăcașuri de cult cu arhitectura în formă de cruce. Sfântul Andrei este patronul spiritual al românilor.